și astăzi este zi de sărbătoare. Este zi de sărbătoare pentru că este ziua domnișoarei Motan Denisa Florentina, care împlinește 14 ani. Mă aflu aici în localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei, pentru că aici este sărbătorita noastră. Sunt frumoși cei 14 ani pe care îi împlinește. Este frumos atâta timp cât ești copil și ai parte în totalitate de dragostea părinților, de susținerea lor și chiar dacă faci o greșeală, ți-o iartă părinții. Până atunci când vei lua viața în mâinile tale și atunci vei fi răspunzător de ceea ce faci. Dragii mei, este ziua Denisei Florentina, 14 ani adună în coșul vieții, așa că pentru Denisa am câteva surprize. Cofetăria Scala din Suceava, cea mai renumită cofetărie și cea mai bună cofetărie pe care vă recomand, i-a pregătit un tort frumos. Florăria Magic Design, vă recomand de asemenea pentru că încă puțin și începe sezonul evenimentelor, i-a pregătit un coș de flori și o sticlă de șampania pentru sărbătorita noastră. Dar pe lângă toate acestea, să știți că am un mesaj frumos și un cântec în dar. Astăzi trebuiau să fie alături și părinții. Eu sunt mesagerul lor, pentru că părinții sunt în străinătate, dar sufletul de părinte și dragostea de părinte nu poate să uite de copii. Așa că astăzi vin din partea lor, pentru Denisa Florentina, la ziua ei de naștere, pentru a-i aduce acest cadou surpriză. Haideți să-i spunem la mulți ani, să-i urăm un călduros și sincer la mulți ani și o tinerețe frumoasă și, bineînțeles, să-i cânt și un cântec, dar mai întâi de toate să-i transmit un mesaj și aceste frumoase atenții. Ia să vedem unde-i sărbătorita noastră. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Caut eu o domnișoară, o floare, Florentina? Da. Denisa, tu ești? Da. Îmi permiți să vin la tine aici în casă? Da. Și pe lângă faptul că îți spun bună ziua, hai vină încoace, vreau să-ți spun așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Denisa Florentina să trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Încă o dată bună ziua! Bună ziua! Și la mulți ani încă o dată! Mulțumesc! Și uite, draga mea, am venit să-ți aduc câteva atenții. Un tort, îl ții bine, da? Da. Un tort, pentru că astăzi este ziua ta. Și nu se poate ziua de naștere a unei persoane fără un dulce, așa, care să semnifice toate aceste zile frumoase sau toți acești ani frumoși pe care i-ai împlinit până acum. Și cel de astăzi cu care te duci înainte încă un an. O sticlă de șampanie, tot pentru tine. Cum facem noi? Hai să lăsăm tortulețul aici. Și sticla de șampanie. Și hai să rămâi cu floricele. Vino aici lângă mine. Hai să rămâi cu floricelele, pentru că ai și nume de floare, nu Florentina. Da. Poftim. Un aranjament floral. Știi cine m-a trimis astăzi? Ghicești oare din partea cui vin? Nu. Cineva de aici? Nu știi cine m-a trimis? Nici nu intuiești tu așa cine lipsește de la tine de aici? Din... Părinții mei. Ei, un bun început. De a ști cine sunt cei care astăzi au dorit să-ți facă acest cadou. Și pentru că cei mai dragi oameni sufletului tău nu sunt astăzi aproape, da, fizic, dar să știi că cu sufletul și inima, cu siguranță, sunt aproape de tine. Denisa, am un mesaj pe care vreau să-l asculți.
viața fiecărui om, pe primul loc este familia, mai ales copiii. Cea mai frumoasă împlinire pentru o familie sunt copiii, cei care ne bucură fiecare zi cu toate năzbâtiile care le fac, cu felul cum știu să se lipească de sufletul unui părinte, cu felul cum știu să iubească părinții și în acest fel și noi părinții îi iubim necondiționat pe copiii noștri. Draga noastră prințesă Denisa Florentina, ești singura fată pe care o avem și pentru noi ești o stea, o prințesă, o bucurie și un înger frumos care ni te-a trimis Dumnezeu și pentru asta suntem tare bucuroși. Astăzi este ziua ta, sărbătoarea ta, dar și a noastră. Astăzi te sărbătorim și îți urăm să ai parte de sănătate, o tinerețe frumoasă, așa ca tine, noroc în viață, succes în tot ceea ce îți dorești să realizezi și să fii fericită și iubită, draga noastră. 14 ani împlinește astăzi Denisa. Ne pare rău, draga noastră, că mami și tati nu sunt lângă tine. Suntem plecați în străinătate, dar tu știi că ești în sufletul nostru și pentru tine și pentru frații tăi, noi părinții muncim pentru ca vouă să nu vă lipsească nimic. Pentru copii, părinții fac multe sacrificii în viață, dar le fac cu dragoste. La mulți ani, dragă Denisa, din partea părinților Mirela și Valeru și din partea fraților tăi, Nicolae și Alex. Mulțumesc. Și pentru că au reușit ei așa să te emoționeze puțin, nu fugi de lângă mine, că eu tot vin după tine, vin aici, lângă mine. Vreau să le transmit și tu câteva cuvinte așa părinților tăi care vor urmări acest moment de neuitat pentru tine și uite cum fuge. Și vreau să-i emoționez și tu așa puțin cu cuvintele pe care nu-i șoptiți că știe ea. Cine-i mătușa? Nu, este cumnată mea. Cumnată, așa. Ia un mesaj frumos pentru mami și tati. Vino mai încoace puțin. Le mulțumesc că au pregătit această surpriză. M-au surprins. Nu m-am așteptat. Și atât. Ai emoții. Nu vrei să dansezi? Să știi că dacă vrei să dansezi, uite, eu îți cânt și un cântec. Pentru că părinții tăi îți dedică și un cântec foarte frumos. Pentru că tu ești, într-adevăr, fetița lor cea mai frumoasă, da? Da. Mă rog seara la icoane să-mi păzești fetița, Doamne, să nu dea de niciun rău. Fata mea, sufletul meu, are mama o fetiță mândră ca o stea. Ține-o, Doamne, sănătoasă, că e fata mea. Are tata o fetiță frumoșică foc. Ține-o, Doamne, sănătoasă și de mult noroc. Fata seamănă cu mine și la față și la fire. Cât o fi să mai trăiesc, pentru Denisa o să muncesc. Are mama o fetiță frumoșică foc, ține-o, Doamne, sănătoasă și dă mult noroc. Are tata o fetiță mândră ca o stea, să-i dai, Doamne, sănătate, că e fata mea. Țin, mă rog, seara la icoane să-mi păzești fetița, Doamne, să nu dea de niciun rău, că ea e sufletul meu. Are mama o fetiță frumoșică foc, să-i dai, Doamne, sănătate și în viață noroc. Are tata o fetiță mândră ca o stea, ține-o, Doamne, sănătoasă, că e fata mea. Are mama o fetiță frumoșică foc, ține-o, Doamne, sănătoasă și dă mult noroc. Are tata o fetiță mândră ca o stea, să-i dai, Doamne, sănătate, că e fata mea.
La mulți ani! Mulțumesc! Uite ce emoționată ești tu! Să ai parte de o tinerețe frumoasă! Mulțumesc! Să asculți de părinți! Da! Și de sfaturile pe care ți le dau în viață, că să știi că în lumea asta cei mai buni prieteni și mai apropiați și sinceri pentru tine vor fi părinții tăi, mai apoi frații și restul. Restul, ai să vezi că sunt așa, de mai multe culori, dar părinții, în mod special, vor binele copiilor. Așa că roagă-te și tu să fie sănătoși acolo unde sunt în străinătate, să se întoarcă cu bine și să ai parte de dragostea lor, iar tu să le dăruiești multă dragoste, pentru că o merită. La mulți ani, Denisa! Mulți ani frumoși, dragii mei! Iată o altă domnișoară, de acum putem spune, pe care astăzi am surprins-o cu un cadou frumos care vine din partea părinților din străinătate. Dacă doriți să aduceți emoții și amintiri frumoase unei persoane dragi, alegeți surprize muzicale la domiciliu. Nicoleta Cojocaru vă răspunde cu tot dragul. Numai bine!